Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, suntem la raportul zilei. Putem spune că Uniunea Social-Liberală stă pe un butoi de pulbere după ce Ion Călinoiu, vicepreședintele Partidului Social-Democrat, a declarat că este condiționată susținerea, că va condiționa susținerea lui Clin Antonescu la alegerile prezidențiale de unele măsuri pe care acesta ar trebui să le ia. Sigur, nici la Gorj Uniunea Social-Liberală nu este o fericire. În ce fel vor profita cei de la Partidul Democrat-Liberal în cazul în care USL-ul se va rupe așa cum este de așteptat? Vedem în această seară de la invitații mei, domnul Pantelimon Manta este consilier județean și reprezentant al Partidului Național Liberal. Bună seara și bine ați venit, domnule Manta. Ne bucurăm și de prezența domnului Gheorghe Grivei, consilier județean din partea Partidului Democrat Liberal. Bună seara și bine ați venit, domnule Grivei. Sărămâna, bine v-am găsit. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Vă întreb pe dumneavoastră, încep cu dumneavoastră, domnule Manta. Spuneți-mi dumneavoastră cum catalogați declarațiile făcute de domnul Ion Călinoiu, președinte executiv al PSD Gorj și vicepreședinte la nivel național, așadar poziția pe care domnia sa a prezentat-o vineri pentru un site de știri este una, putem spune, oficială, adică îl va susține pe Clin Antonescu în anumite condiții. Și anume, acesta trebuie să scape de unii lideri județeni care au probleme cu legea. Sigur, direct cu trimitere la Dian Popescu. Nu știu dacă a făcut trimitere directă la președintele PNL Gorj și e de discutat dacă este totuși o poziție oficială cea exprimată de Călinoiu, de oficială, poziție oficială a PSD-ului, că la nivel de Gorj poate fi o poziție oficială, dar nu cred că este chiar așa reprezentativ președintele Consiliului Județean la nivel național. Este sigur, într-adevăr, aveți dreptate. Este unul din vice. Nu vorbim de un președinte executiv de la Gorj. L-am prezentat ca și vicepreședinte la vicepreședinte nivel național. Vicepreședinte la nivel național, o, dar... știe ce spune. Mi-e greu să accept. Cel puțin din punctul meu de vedere că el exprimă o poziție oficială. Sigur, acum nu neg, pentru că cei care ne urmăresc sunt destul de informați cu privire la evoluția vieții politice și, în general, a vieții sociale, economice, administrative, dar mai ales politice. Așadar, sunt anumite tensiuni pe care nu le poate nega nimeni. Vă surprind declarațiile făcute de domnul Călinoiu? Nu foarte mult. Nu foarte mult. După părerea mea, într-adevăr, la nivelul unor lideri județeni, mai ales din partea PSD-ului, se manifestă această ușoară aroganță, i-aș spune, vis-a-vis de alianță. Uneori ei ne privesc așa ca pe un doar uneori frate este și mai ușoară aroganță. Uneori, da. Un frate mai mic, așa, da. Mai neajutorat. Nu, sunteți priviți ca fratele vitreg din punctul meu după de vedere. Nu chiar vitreg, nu. Mai neajutorat. După părerea mea, cred că acest lucru nu se va întâmpla, chiar dacă, repet, da, există anumite premize. Și de ce o spun? Cred că partidul care va provoca ruperea alianței, dacă se va întâmpla acest lucru, va avea de pierdut din punct de vedere electoral, pentru că totuși electoratul a mandatat această alianță politică să conducă România cel puțin 4 ani. Amintiți-vă, da. Când s-a construit această alianță politică, s-a spus cel puțin 4 ani va așa rezista, dacă nu chiar 8 ani. Da. Domnul Grivei, dumneavoastră, cum priviți această chestiune? Vedeți, cei de la Partidul Național cumva au tendința de a nega realitatea. Eu nu spun că domnul Manta nu știe ce spune. Eu sunt convinsă că domnia sa știe mult mai multe decât exprimă în această seară. Evită să spună adevărul din Uniunea Social-Liberală. Acum, dumneavoastră, puteți privi din afară și sigur, poate cu sunteți puțin subiectiv când spuneți, dacă gândiți în sens negativ, dar cum vedeți dumneavoastră ceea ce se întâmplă în Uniunea Social-Liberală? Eu cred că Uniunea Social-Liberală este pe butoi de pulbere, cum a spus și dumneavoastră și cum spun majoritatea analiștilor politici. A fost o perioadă grea, va fi o perioadă grea până în primăvară. Părerea mea este că în primăvară
USR-ul se va rupe. Credeți că va ajunge până în primăvară? Nu, se va rupe în primăvară pentru că sunt interesați să se ajungă în primăvară. De ce? Întotdeauna după o iarnă grea, și va fi o iarnă grea cu creșterea prețurilor la gaze, la energia electrică și așa mai departe, care vor duce la creșterea tuturor prețurilor, va fi o iarnă grea, va fi greu de suportat de majoritatea românilor. Și în primăvară trebuie găsit țapul ispășitor. Țapul ispășitor va fi Partidul Național Liberal. Din păcate, de pentru ce? Domn Manta și așa mai departe. Întotdeauna trebuie să existe un vinovat. Dar de ce, de ce Partidul Național Liberal în condițiile în care aproape toate măsurile care se ia la propunerea Partidului Social-Democrat? Atunci PNL-ul, vedeți dumneavoastră că Partidul Național Liberal deține câteva portofolii importante. Ministerul Economiei, da. Ministerul Finanțelor, Ministerul Transporturilor, cu toate că au rămas mai mult ca să gestioneze clădirile decât ministerele, cu o parte din atribuții de la ministerele respective au fost preluate de către PSD. Să nu uităm că s-a înființat pe lângă Ministerul Ministerul Finanțelor, s-a înființat Ministerul pentru Buget, cu ministrul delegat din partea PSD-ului, a luat ființă Ministrul pentru Proiectele Mari, unde este domnul Șova. Deci s-a rupt de la Ministerul Transporturilor, toți banii se învârt de către miniștrii Partidului Social Democrat, pe când miniștrii Partidului Național Liberal au rămas mai mult să gestioneze clădirile din ministerele respective și bineînțeles că majoritatea românilor nu cunosc aceste lucruri și vina va fi dată aruncată spre miniștrii Partidului Național Liberal. Vedeți, în politică, fiecare partid își face o strategie, anumite formații politice au oamenii necesari ca să facă aceste strategii și să se remânuiască perfect strategiile respective și întotdeauna trebuie găsit un vinovat. Vinovatul se va găsi întotdeauna în curtea copilului cel mic, cum spuneau și dumneavoastră și cum spunea și domnul Manta. În această alianță, să zicem, Uniunea Social-Liberală, Partidul Național Liberal reprezintă copilul cel mic. Da. Și să fim foarte atenți la declarația domnului Ion Călinoiu, îl cunosc foarte bine pentru domnul Călinoiu, dânsul nu se hazardează în a face declarații, deci dânsul cunoaște foarte bine situația și atitudinea dânsului de astăzi, declarația dânsului mai este să-l luăm declarația în seamă, să-l considerăm încă un pas spre ruperea care va avea loc în primăvara anului viitor. Eu am vrut să spun altceva, scuze că vă întrerup, că cred că trebuie să fie un dialog. Vis-a-vis de spusele doamnei, în sensul că el a reprezentat opoziție la nivel național. De acest lucru mă îndoiesc eu. Sigur, eu am în vedere declarația lui Călinoiu doar ca o relație, dacă vreți, subiectivă, interpersonală în legătură cu Dian Popescu. Se știe că între președintele PNL-ului Lagor și Ion Călinoiu nu este o relație, hai să zicem, până la urmă, umană, personală, foarte apropiată și de aici nici politică. Exact. Și atunci eu mai tare așa îmi explic această declarație, nu ca o atitudine politică exprimată la nivel național. În sensul ăsta am spus că această declarație nu reprezintă, dacă vreți, un fitil care, evident, care să conțină și explozibil și care să detoneze. Bun, haideți să ne gândim că poate domnul Călinoiu nici măcar nu s-a gândit la domnul Dian Popescu atunci când a făcut această declarație. Pur și simplu l-a condiționat pe președintele dumneavoastră de unele măsuri pe care ar trebui să le ia. Pe care sigur domnul Antonescu nici nu le va lua pentru că nu e la cheremul PSD-ului. Și atunci asta să fie cumva motivul pentru care PSD-ul să zică, bă, nu vă spuneți, dar nu mai... E o declarație care nu prea are cam nici coadă. Cum adică să ia unele măsuri? Adică punctual ce înseamnă măsuri. Dom'le, uite, noi vrem TVA de 5%, da. Vrem
salarii plătite cu impozii diferențiați și așa mai departe, cu unele măsuri. E mult prea generală ca să... Nu este prima dată, pe de altă parte, nu este prima dată când un lider de la PSD Gorj, iată, de la Gorj pleacă toate, da, face declarații împotriva Uniunii. Și domnul Cârciumaru, dacă ne amintim foarte bine, în urmă cu câteva luni, a făcut o declarație care de asemenea a făcut înconjurul țării. Da. Deci nu poate să fie doar așa. Nu știu, nu cumva, nu vi se pare că se transmit câteva semnale? Eu, dumneavoastră, scuze, dumneavoastră ați catalogat poziția mea ca așa un fel, într-un fel diplomatică și exact, că nu exprimă. Nu e adevărat. Eu nu neg aceste atitudini. Vin și dintr-o parte și din alta. E adevărat, sunt parcă ceva mai... aplecate, mai apăsate din partea PSD-ului. Deci nu neg și evident mijne înțelegeri locale și mai departe. Dar nu cred că am ajuns la faza de a se rupe și nu vom ajunge. Și v-am spus de ce. Din două considerente. În primul rând, politic, partidul care va determina ruperea acestei alianțe va fi taxat cu certitudine electorală și în al doilea rând, cred, ăsta este al doilea argument, cred că la nivel de vârf capii partidului, cei trei, dacă nu cei doi, vor decide. Mi-e greu să cred că ei vor accepta, chiar dacă există, să zicem, anumite trimiteri din teritoriu într-o direcție sau alta, mi-e greu să cred că ei vor accepta această rupere alianță. Eu totuși susțin că trebuie luată în considerare declarația domnului Călinoiu. Domnul Călinoiu este informat, domnul Călinoiu este vicepreședintele Partidului Social-Democrat ales la nivel național. Trebuie să luăm în considerare neînțelegerile care au loc în țară, în diferite județe ale țării, neînțelegeri între partenerii USL-ului, PNL și PSD. Da. De exemplu, la Botoșani, în sectorul agricol Ilfov, în județul Dâmbovița și în multe alte județe din țară, în județul Gorj, apar neînțelegeri între cele două formațiuni politice. Nu, dar județele în care dumneavoastră, pe care le-ați enumerat, efectiv s-a rupt. S-au nu mai există protocol niciun fel de legătură oficial, au sigur spus că nu mai este Uniunea Social-Liberală. Nu trebuie să uităm că în mai toți vom fi adversari, și Partidul Național Liberal, și Partidul Social-Democrat, și Partidul Democrat Liberal vor merge la alegerile pentru Parlamentul European pe liste separate, vor fi, dacă acum sunt atacuri între cele două partide, nu spun că atunci vor fi atacurile și mai mari cu asta, și așa cu asta mai departe. Dar atunci ăla va fi într-adevăr un punct, un moment de cotitură care va pune în discuție și până la urmă va tranșa lucrurile. V-ați gândit cum veți putea trece peste momentul europarlamentar în condițiile în care se va duce o luptă corp la corp? Va fi o luptă. Vă dați seama că veți rămâne cu resentimente după asta. Vom merge separat la alegeri. Da. Lucrurile astea sunt stabilite. Dumneavoastră chiar credeți că electoratul Partidului Social-Democrat ar vota candidatul Partidului Național Liberal, domnule Grivei? Nu, e greu ca Partidul Social-Democrat, și dacă suntem atenți și privind din punct de vedere obiectiv, va dori să aibă un candidat pentru președinția României. Sondajele de opinie făcute acum, că sunt făcute de către copilul cel mai mic din USL, așa, de către Dan Voiculescu sau de cine sunt făcute, vedeți că îl acreditează pe domnul Ponta mult, mult mai bine plasat în sondaje decât pe Crin Antonescu. Deci de acum se pregătește ruptura de anul viitor și la anul viitor... Știți că sunt discuții ca USL-ul să se rupă în toamnă? Nu în toamnă, nu e momentul să se rupă în toamnă. Ziceți din punct de vedere politic, ei trebuie să, până în primăvară, să rămână în USL și în primăvară copilul cel mai mic să plece cu greutatea, cu povara pe spate, povara nerealizărilor. Am înțeles.
în această guvernare și... Poate că ar fi o mișcare inteligentă ca dumneavoastră să fiți cei care spuneți gata, stop. Da, noi nu putem să acceptăm măsurile pe care guvernul Ponta le ia, nu suntem de acord cu ele și ne opunem. M-ați înțeles? Adică s-a adoptat o poziție de genul... Ce vreți să spuneți? Nu se va întâmpla așa, pentru că v-am spus, partidul care va determina ruperea alianței, exact, va suporta consecințele nefavorabile. Domnul Mata, dar sunt mulți oameni care privesc această uniune social-liberală ca anormală în continuare, deși dumneavoastră spuneți că ați luat 70% din voturile românilor, însă ulterior atitudinea oamenilor s-a schimbat, ați luat acele 70% din voturi pentru că nu a mai vrut PDL-ul, nu neapărat că meritați dumneavoastră uniunea social-liberală, m-ați înțeles? Mulți o privesc ca anormală, dar alianța PSD-PDL au privit-o ca normală. Dom'le, hai ne înțelegem, da. În viața politică și în Europa, dar și în România, astfel de mișcări strategice, da, s-au făcut și vor mai face. Aș vrea să completez și eu un lucru. Foarte mult se spun de USL că a obținut 70%. N-a obținut în Gorj, să ne referim în Gorj, și nici în țară n-a obținut 70%. 70% dețin din numărul parlamentarilor. Da, asta e una. Dar la alegeri și în Gorj, la alegerile parlamentare, domnul Mante aici poate să confirme, USL-ul a obținut 55% media pe județul Gorj. Dacă s-ar fi făcut alegerile pe liste, Dânșii și ar fi avut numai 4 deputați din 6. Aici intervine dacă și un alt element extrem de important, Dan Diaconescu, care a venit în județul Gorj și care efectiv a bulversat județul și de asta a schimbat și această... logica electorală. Altfel, sigur ar fi fost cu totul. Observația e corectă și pertinentă. Nu se știe, probabil și voturile care le obținem noi ar fi fost mult, mult mai multe. Vedeți, oamenii și-au polarizat votul spre USL și a fost 55%. Nu, aici dacă nu era pe USL Diaconescu, și Dan Diaconescu, da. Dan Diaconescu a rupt la noi, mai puțin de la dumneavoastră. Da, a rupt și de la USL. Iată că în schemă mai apare un partid, Mișcarea Populară, lansat de curând la Târgu Jiu. Și aș vrea să vă întreb un pic despre reacțiile liderilor pe Mișcării Populare vis-a-vis de cele două personaje din județul Gorj, Liviu Andrei și Marcel Romanescu. S-au declarat asasinați de apelurile primite de aceștia. Ce părere aveți de această lansare cu năbădei, să o numesc așa, domnul Grivei? Eu cred că ambele personaje au fost... Cele două personaje colegii noastre de au greșit. Nu sunt colegii mei de partid. Au fost colegii noștri de partid. Domnul Romanescu este la Partidul Național Liberal acum. Domnul Liviu Andrei, nu știu pe unde mai este, dar dacă mai este subprefect de București, înseamnă că este tot pe la USR, pe undeva. Tot în partea puterii. Tot în barca puterii. Vedeți, oamenii politici, o parte din oamenii politici greșesc câteodată, vor să-și facă o imagine pe diferite căi, nu contează calea pe care vor să-și construiască o imagine și vedeți, vor să-și construiască o imagine și câteodată greșesc. Dacă ei ar fi avut discuții cu anumiți lideri la această mișcare populară, pe care eu o consider... Gelu Vișan, vi se pare un om reprezentativ pentru mișcarea populară? Deocamdată pe regiunea Oltenia am înțeles că dânsul coordonează activitatea mișcării populare și că este un om reprezentativ. Iar declarația domnului Vișan pe mine m-a surprins când a spus că cei doi l-au asasinat cu telefoanele. Da. Deci cei doi au încercat, atunci dacă situația este reală, au încercat să-și facă o imagine bazată pe fapte nereale, pe neadevăruri. Nu e bine niciodată să încerci să-ți construiești o imagine bazată pe neadevăruri. Și în politică vedeți că va veni timpul și, în viitor va fi mult, mult mai greu să-ți creezi o imagine bazată pe neadevăr. Va veni timpul când ceea ce construiești pe minciună se va dărâma într-un timp foarte scurt. Cei doi cred eu că au pierdut foarte mult la imagine datorită acestor declarații care le-au făcut ei și datorită declarațiilor făcute de Gelu Vișan. Domnule Manta, ce părere aveți de această mișcare populară care, repet, s-a lansat cu probleme în la legătură cu declarația cu lui Gelu Vișan? Eu îl cunosc de mult timp, e un tip vadimist, așa, nu dau... Deci a devenit un fenomen vadimismul. Exact. Substanță nici politică și nici morală una astfel de declarație, așa încât
nu cred că poate afecta imaginea mai a lui Romanescu, care s-a impus ca un, sigur, ulterior, ca un politician și ca om decent. Discursul despre, da, domnul Romanescu, bun, nu a fost la fel de tranșat. Acum, în legătură cu Mișcarea Populară, după părerea mea, Băsescu face o mare greșeală politică, nu știu cât a făcut destule până acum. Sigur, din păcate, șansa de fiecare dată a fost de partea lui, pentru că acolo unde lucrurile, din punct de vedere politic, au fost la muchie de cuțit, a avut șansa și a trecut el pragul și nu adversarul lui. Acum nu mai poate face acest lucru și nu este conștient de aceasta, pentru că nu mai are credibilitate nici el și nici formațiunea politică care, practic, a fost creată, să fim foarte clar și expliciți, la comanda lui, da, păi politică. Să știe, nici măcar nu e un secret. Adică e clar că el va duce un război pe viață și pe moarte împotriva PDL-ului, pentru că va aplica politica Băsescu, merge ori la bal, ori la spital. Eu te-am făcut, eu te omor. Ăsta este Băsescu. Din punctul de vedere al PDL-ului, situația este extrem de delicată. Pentru că, pe de o parte, Blaga și ceilalți lideri, mă refer la nivel central și asemeni și la nivelul județului, vor trebui să-și îndrepte țintele atacului, mai ales către putere, că așa e normal. Opoziția trebuie să critique puterea. E, pe de altă parte, este clar că cei din Mișcarea Populară îi vor eroda baza partidului, atenție, baza partidului, adică încet, încet, lideri importanți ai PDL-ului și structuri administrative, primari, viceprimari, consilieri, vor trece către Mișcarea Populară și din punctul ăsta de vedere, cei de la PDL, practic, vor sta aproape cu mâinile legate, pentru că mi-e greu să cred că ei vor declanșa o luptă frontală împotriva lui Băsescu și a liderilor, fie comandați, fie dirijați de Băsescu. Și de aceea vă spun că, până la urmă, vor pierde și unii și alții. N-a trecut nici suficient timp, nici guvernarea actuală n-a făcut suficient de multe greșeli ca, mai ales vorbesc de timp în special, ca PD-ul să revină sau Mișcarea Populară sau orice altă formațiune politică care ar fi susținută de Băsescu. De aceea nici eu nu dau șanse prea mari în viața politică acestei formațiuni politice, dar cu certitudine ea va măcina puternic, va eroda din, nu numai din baza electorală, mai ales din structurile politice și administrative ale PDL-ului. Domnule Grifei, vedeți această formațiune ca pe un rival direct al noastră? Nu este și nu va fi un rival direct al nostru, deoarece eu văd Mișcarea Populară ca un fel de UNPR, ca un fel de APR, știți, a apărut APR-ul când Valul condus de Meleșcanu, apoi UNPR-ul condus de Oprea și alte formațiuni politice care nu au avut putere să se lanseze și să atragă electoratul din România. Deci, pentru mine, Mișcarea Populară va fi tot un fel de UNPR, un fel de APR. Credeți că e viziune? Cei care au fost atrași în această mișcare populară, să-i spunem, așa, eu de tot sunt un altă denumire, dar acum de respect pentru spectatorii mă abțin să spun denumirea respectivă. Vedeți, cei care s-au ocupat de această mișcare populară nu sunt oameni credibili. Ce spune, de exemplu, Baconschi? Ce reprezintă Baconschi pentru România? A fost un ministru de externe care n-a fost capabil să gestioneze lucrurile în cadrul Ministerului de externe și a fost înlocuit tot de către Traian Băsescu. Ce ne spune Funeriu? A fost ministrul educației, care a adus mari prejudicii în guvernarea anterioară a Partidului Democrat Liberal, acum a ajuns să conducă Mișcarea Populară. Mie personal îmi pare bine că acești indivizi
au reușit, au plecat din Partidul Democrat Liberal și Partidul Democrat Liberal a scăpat de acești oameni care, să zic că le atrăgea pierderi de imagine. Nu, nu, să știți. O viziune optimistă. Păi trebuie să fii optimist. Hai să ne înțelegem. Și nu am considerat și nu voi considera niciodată. Sigur, Băsescu este mult erodat, mult șifonat ca imagine și politică, dar și publică, și umană. Dar în același timp, el a fost un jucător politic și un tip extrem de agresiv și de tulburent, dar agresiv. Și prin această prismă a fost un jucător, hai să zicem, de succes. Eu sunt convins, repet, că va măcina puternic Partidul Democrat Liberal prin afectarea structurilor teritoriale. A spus în adevăr, domnul Băsescu a fost un judecător puternic. A fost un jucător puternic. Da, aveți dreptate. A fost un jucător puternic. Acum nu mai este un jucător puternic. Doi. Dar domnul Băsescu poate face. Partidul Democrat Liberal l-a susținut pe domnul Băsescu la referendumul care a avut loc recent, da? Partidul Democrat Liberal a pierdut la imagine. Eu mi-amintesc când veneam la emisiunile dumneavoastră pe postul local de televiziune și când concetățenii mă sunau, cunoștință, mă sunau, spuneau că mă cunosc și nu mă înțeleg de ce îl susțin atât pe Băsescu. Am crezut în Băsescu atunci, am fost loial președintului Traian Băsescu, datorită acestui comportament care l-a avut față de Partidul Democrat Liberal, că n-a reușit să-și impună o persoană sau alta în conducerea Partidului Democrat Liberal, eu unul să știți că nu pot să mai fiu atât de loial președintelui Traian Băsescu. La fel, să știți că pierirea Partidului Democrat Liberal, poate că dacă pleacă Traian Băsescu, pleacă formula majoritatea magică prin care PDL-ul se oamenilor cu care majoritatea oamenilor cu care am discutat nu agrează această mișcare a lui Traian Băsescu. Nu mișcarea aceasta, pentru că într-adevăr, pentru că adică nu în a fost loial nu este cu cei ce l-au vătut, susținut, cu dar cei ce l-au făcut președinte. Dumneavoastră sunteți de acord cu actuala conducere a Partidului Democrat Liberal, care e atât de puțin vizibilă, încât uităm că mai există cineva care ar putea să facă acolo știți de ce de sunt de acord cu actuala conducere? Întotdeauna eu am fost pentru disciplină în partid. Și nu există cu disciplină? Și sunt pentru disciplină în partid. Și există disciplină în partid. Actuala conducere a fost aleasă la Convenția Națională a Partidului. Toți trebuie să respectăm statutul partidului, toți trebuie să susținem conducerea care a fost aleasă. Nu pot să fiu de acord cu cei care au candidat și care au pierdut. Și ei trebuie să se supună statutului partidului, care este legea după care funcționează un partid politic. Am înțeles, dar poate că nu întotdeauna este prea confortabil să te supui unor reguli care, sigur, nu, poate nu fac bine partidului, nu știu, zic și eu. Nu știu, fac eu cred că fac partid bine. Politic și mă gândesc că orice om, prin firea sa, ripostează în momentul în care simte că ceva se întâmplă rău cu o Partidul Democrat Liberal este în faza de reconstrucție acum. Da, mai aveți mult orice partid se reconstruiește în opoziție. La nivel național se constituie din nou OSV-urile, se aleg conduceri pe OSV-uri, pe organizația secțiilor de votare, pe comune, orașe și așa mai departe. Domnul Manta, în ideea în care Uniunea Social-Liberală, să ne luăm după premisele domnului Grivei, s-a rupe, da? În primăvara anului viitor. Partidul Național Liberal ar fi Partidul Național Liberal, PSD, PSD, separat. Ați văzut că orice formațiune nou înființată atrage mulți membrii, chiar membrii marcanți, de la formațiune politice care sunt pe val, să zic așa, sau mai mari. Nu cumva credeți că și Partidul Național Liberal este supus acestui pericol de a pierde oameni în favoarea mișcării populare? Pentru că știți cum e? E micuță, ea e, dar să zică și un EPR-ul, că o comparați cu un EPR-ul. Și un EPR-ul a atras oameni importanți. Dar n-a făcut pragul. Așa cum, da, dar n-a făcut pragul. Așa cum v-am spus, cred că această alianță nu se va rupe și am prezentat argumentele. În primul rând de poziția liderilor și în al doilea rând tasarea electoratului. Bun, ca ipoteză. E greu de crezut ca Mișcarea Populară sau PDL-ul să poată să profite de o eventuală
rupere a acestei alianțe, pentru că n-a trecut suficient timp de la fosta guvernare. Ei trebuie să aibă o perioadă de martiri. Aceasta este situația în politică. Sigur, m-aș bucura pentru, dacă vreți, pentru normalitatea vieții politice, ca PDL-ul să nu se destructureze așa cum s-a întâmplat cu PNCCD-ul. În mod sincer, mie, de exemplu, mi-a părut extrem de rău că PNCCD-ul practic a dispărut din viața politică. Eu vă spun, Ciorbea a fost unul din cei mai morali prim-ministri. Și un om deștept, poate n-a fost destul de pragmatic. Putea să fie cooptat la un alt partid, bun, dar bun, pentru că n-a făcut-o demonstrația. Bun, deci eu cred că ei nu vor putea, în eventualitatea, ca ipoteză, așa cum ați anunțat-o dumneavoastră, să profite. E adevărat că viața politică este în continuă mișcare. Din acest punct de vedere, nici nu văd altă formațiune care ar putea profita. Vedeți, de fiecare dată haideți să vă întreb mai direct, a profitat PRM-ul. Ce ar fi PNL-ul fără USL? PNL-ul ar fi undeva la 20%, adică... De ce? De ce? Zâmbiți, e un procent prea mare? Eu, da, în general, nu. În momentul de față, dau, pe ansamblu, niciun partid politic nu se mai bucură de prea multă simpatie din partea electoratului. Dar unde se duce electoratul? Să ne înțelegem. La PDL-ul, dacă nu? La Mișcarea Populară, la PRM? Să nu se mai tragă de pragul ăla de 50% pentru a deveni... Asta e altă problemă. Da. Problema e ca din aia care se prezinte, exact. Da, domnul Grivei, suntem aproape de final, foarte scurt. Da, domnul Manta a spus că PDL-ul trebuie să aibă o perioadă de martiri, adică în care să aibă martiri. Păi sunteți în perioada aia, cu o traversată, nu? Vreau să-i amintesc domnului Manta că PDL-ul imediat după ce USL-ul a luat guvernarea țării a avut o perioadă de martiri. Adică epurarea politică, USL-ul a știut să o facă și a făcut-o într-o perioadă foarte scurtă de timp. Toți cei care au deținut funcții de conducere sau din conducere, așa, au fost schimbați indiferent când le-au dobândit, dacă le-au dobândit în 90, în 96 sau le-au dobândit odată cu venirea PDL-ului la guvernare. Dar domnul Manta trebuie să realizeze că de câteva luni, perioada de martiri a PDL-ului a luat sfârșit, că nu mai au pe cine să martirizeze, și a început perioada de martiri în PNL. Dânsul trebuie să observe că martirii acum provin și din rândul Partidului Național Liberal, că majoritatea directorilor din minerit și energie care aparțin Partidului Național Liberal au fost schimbați. Sau mai aveți vreunul? Da. Deci, nu, asta este situația. Nu, Gorjul hotărăște. Și Gorjul și țară, ce se întâmplă în Gorj, se întâmplă în țară, domnul Manta. Deci dumneavoastră aveți 20%, PSD-ul cât ar avea dacă ați fi separați? Probabil între 30-35%. Da, nu știu, mie mi se par niște cifre foarte mari. Foarte mare, de ce? Pe unde s-ar duce celelalte? Hai să fim realiști. Către PRM nici atât. Vadim Tudor, acum 15 ani, de acord cu dumneavoastră, sigur există dezamăgire. În județul Gorj sunt sute de disponibilizări de când e Uniunea Social-Liberală. Nu vă mai permiteți același scor. Iată, timpul a trecut și n-am mai ajuns să vorbim despre sindicate. Deci uitați-vă cât de mult rău a făcut guvernul USL doar județului Gorj. Imaginați-vă că toți oamenii ăștia care și-au pierdut locurile de muncă plus familie plus vecinii și cei care sunt pe lângă casă nu vor mai vota Uniunea Social-Liberală și nu vor mai vota nici separat partidele care... Și cu cine votează? Vor găsi poate Mișcarea Populară, nu? Nu. Pentru că întotdeauna avem tendința de a găsi... E greu de crezut că se va întâmpla într-un moment foarte scurt acest fenomen. Mulțumesc mult de tot că ați acceptat invitația din această seară. Vă aștept cu drag și în altă seară. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Vă doresc o seară minunată. Ne revedem mâine. Toate cele bune!